Claus Iohannis a revenit astăzi cu declarații critice despre cum a gestionat guvernul criza pestei porcine în România. În realitate, cheltuielile din fondul de rezervă pe care guvernul le-a făcut pentru pesta porcine africană sunt zero. Nu poate fi identificat niciun act normativ în ciuda spuselor Ministrului Finanțelor prin care să fie alocată din fondul de rezervă vreo sumă oricât de mică în legătură cu criza generată de pesta porcine africană, a transmis administrația prezidențială printr-un comunicat de presă. Claus Iohannis a acuzat executivul că ar fi cheltuit nechipzuit banii din acest fond. De altfel, modul defectuos și lipsit de în care a fost gestionat fondul de rezervă a făcut ca astăzi când într adevăr ne confruntăm cu o situație de criză, guvernul să nu mai dispună de bani în acest fond, deși fondul de rezervă al executivului se alimentează în mod curent nu doar prin rectificări bugetare. A mai declarat președintele: Virusul pestei porcine a afectat până acum 11 județe unde au fost confirmate peste 700 de focare, aproape 1000 de persoane și au pierdut locurile de muncă din cauza epidemiei.